cuorum pentru ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului orașului Corabia, cu numărul 1956 din 2011-2023, declar ședința deschisă. Sunt prezenți în sală 14 consilieri și 2 cumulari. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul secretar să prezinte și să supună la vot spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit și transmis dumneavoastră pe aprobare de mail procesul verbal și ședința extraordinară ce a avut în data de 20 noiembrie 2023. Nu am primit cerere de completare sau rectificare a conținutului acestui proces verbal, motiv pentru care supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din data de 20 noiembrie, data care a fost comunicat pe adresa de mail. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere, domnul Zăvăreanu, cum a participat la ședință. Procesul verbal a fost aprobat cu 15 voturi pentru și o abținere. În urma rezultatului votului, deci procesul verbal a fost aprobat și am să vă propun să trecem mai departe. Dispoziția prin care Consiliul Local a fost convocat astăzi are pe ordinea de zi un număr de 2 proiecte de hotărâre. Dacă înainte de a trece la votarea ordinii de zi, am să vă rog ca de obicei, ca în cadrul dezbaterilor care vor urma, discuțiile să aibă, care vor avea loc să aibă referire strict la conținutul proiectelor, să fie respectat regulamentul Consiliului Local privind intervențiile consilierilor, acestea să fie făcute în rugămintea în urma înscrierilor la cuvânt, iar pentru buna desfășurare, ca de obicei, să fie alocate 2 minute pentru fiecare intervenție. Am să vă rog mai departe să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru și o abținere. Vă mulțumesc. Fiind adoptată ordinea de zi, o să trecem la dezbaterea proiectului. Precizarea, domnul președinte, dar îmi gândesc că pentru proiectele de ordine de zi nu au fost puse în urmă. Vă mulțumesc. Atunci nu o să vă mai întreb la fiecare proiect, pentru ambele proiecte, vă rog să luați amendament. Primul proiect de pe ordinea de zi are numărul 18.293 din 16.10.2023 referitor la aprobarea sumelor indexate reprezentând impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la articolul 470 alineatul 5 și 6 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificare și completare pentru anul 2024. Proiectul de hotărâre are anexat pe referatul de aprobare raportul de specialitate și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. Am să vă rog, ne fiind amendamente, am să vă rog dacă sunt discuții de proiect. Doamna Sata. La acest lucru, la nivelul stabilit pentru impozitul ăsta este cel la cota de minimă pe rost de codul fiscal. Și asta nu poate răspunde repede. Nu e nici doamnă pe rost de codul fiscal. Adică, până la indexarea pe care o facem astăzi, nivelul lor este cel pe rost la minimul codul fiscal, care este o minimă mare. Din câte știu eu, au fost întotdeauna la nivelul minim și au fost indexate atunci când legea adică nu e niciun impot care... Am avut discuții de chestia cu spațiile cu altă destinație și... Deci în două poziții am avut discuții, sunt toate la mine. Ok. Și întrebarea următoare este la dezbaterea publică. Am văzut că nu a participat nimeni, dar vreau să știu
dar nu am fost acest dezbatere. Urmărești noi, mă rog, cea de nu am fost acum. Coordonați-a fost semnat, dumneavoastră, nu aveți de obicei mai multe situații când vreți și când nu vreți. Dar eu... Noi am făcut comunicarea legală și prin toate mijloacele noastre. Care? Domnul Asta, dacă îmi permite, două secunde. Am să vă rog, ca de obicei, să vă sintetizați întrebările, să puneți întrebările și să nu intrați într-un dialog. Rugămintea mare aceasta. Vă rog, mulțumesc. Eu întrebam doar care sunt canalele pe care s-a făcut comunicarea pentru organizarea dezbaterii publice. Pentru că eu urmăresc monitorul oficial, urmăresc pagina de primării și nu... Pe pagina, nu de Facebook a primării, pe pagina primării orașului Corabia. Nu, pe pagina de internet oficial a primării orașului Corabia, anunțul de organizare a dezbaterii publice fiind afișat și la sediul primăriei. Există acolo. Poți? Și nu vreau. În care sunt meniu, că nu, acolo sunt foarte multe. Deci, vă rog, faceți de toate și după aceea. Mulțumesc că ați avut cele două minute. În această situație, nemai fiind altă scrie la cuvânt, vă propun să trecem la vot pentru acest proiect. Cine este pentru avizul favorabil? Și noi nu am spus până acum să avem bunuri,
2014 văd pe aici. 2015. 2014 văd... Predate în 2015. Aici am înțeles că nu se răspat în 2014, numărul 1, 504. S-a finalizat, după aceea a făcut, după probe și punerea în funcțiune, care s-a făcut, eu n-am luat procesul de rământ. Păi l-ați trimis dumneavoastră? Noi n-am primit, dar am unde care... Nu să nu primiți, dacă eu am luat după site-ul care v-a trimis dumneavoastră, după mediul ăla, procesul de rământ, din urmă... Ok, mi-a scris în ochi aici, revocat tot. Dar eu știu că dumneata ești numai împotrivă la ceea ce spun eu, dar mă înțelege că am hârtie în față, uitați-o aici. Și-ați primit-o. Sunt conținele care l-au primit, ați primit la ce? Îl ați primit, numai dumneata nu primește. În 2014, ne avem la spitalul de evocat sopra? Da. Sunt în 2023 și eu nu știu de există asta și pe evocat. Dar chiar de ce nu acum, vă informați vă și dumneavoastră. Deci, în proiectul formulat, care este de 2014, 2013, 2014, de ce noi am primit finanțare aprobată de Consiliu și ați primit o știți de 2.800.000 de lei, pentru o altă aparatură. Ok, dar noi avem ecodoctorul ăsta. Nu sunt tine, v-am luat ceva cu asta ce era. Merge și vă face ceva acum, vă recomandă. Păi hai, deci e funcțional? Și formă-l, și e dos, foc, și e vreau. Le găsiți poate pe... Nu se găsește. Anexe la o întâlnire și corectul Facebook. Dacă îmi credeți, domnule președinte, că tot vorbi de acest ecodoctor. Domnul Marița a pus o întrebare direct de doamna Isar. A întrebat
Și refer, cu acum domnul Mariț, știți cumva că introducerele astea se pot ceva la licitație? Asta este vorba. Că poate vreți să participați la licitație. E corect, domnul Mariță? Pentru că acolo s-a gazat. Nu există
pista scutere. Deci facem băieții cu fiecare consort de pista de bicicletă, se va evacua și se duce la treaba de unde vine. Pentru că dacă plouă, nu cred că vor circula bicicliștii pe pista de bicicletă. Dacă vor să facă abătura, nu vor să facă. Sunt zone fără canalizare, unde sunt piste de biciclete și nu există nicio posibilitate de evacuare a apelor rutiere. Adică nu mai putem folosi. Nu? Dacă plouă, putem folosi și sala de biciclete, nu? Dar asta ne spune. Eu consider că v-am zis. Doamna Săpta, mulțumesc că ați avut cele zile. Eu, că ați depășit. Vă rog frumos, domnul Vlad. Eu încerc să fiu foarte scurt. Nu știu dacă ați primit sau dacă ați văzut. Am trimis o informare către Consiliul Local referitoare la concediul de odină pe care a surgit în perioada 4 decembrie-27 decembrie 2023, cea de-a doua perioadă de 15 zile, așa cum conformitate cu legea, cum scrie la lui. Asta a fost. Am trimis-o către Consiliul Local. Legea spune că face o cerere pe care o aprob eu și trebuie să informeze Consiliul Local, ca și mine. Eu am trimis-o către Consiliul Local. Ai informat acum? Da, vă văd într-o așa cum e. Ok. Dacă pe rog, s-a dus în cuvânt, dacă avem o problemă. Deci, sunt eu acum pe informare, că trebuie și la acum informarea cu trebuie. Deci, avem o problemă. Domnul doctor, vă interesează și pe dumneavoastră sau?